Bună ziua! Și bine ați venit la cea de-a șasea ediție a concursului național de interpretare pentru pian solo, Magic Piano. Numele meu este Ana Maria Sârbu, organizator și director artistic al evenimentului, profesor de pian și de muzică la Liceul Teoretic Bilin, Miguel de Cervantes. Aș dori să încep prin a vă mulțumi vouă, dragi concurenți, pentru prezența voastră în concurs. Abia așteptăm să vă vedem, să vă ascultăm aici pe această scenă frumoasă a Sălii Rapsodia, într-un mediu cald, plin de iubire, în care toate lucrurile magice se întâmplă. De asemenea, doresc să mulțumesc profesorilor voștri coordonatori pentru faptul că vă îndrumă pe lumea aceasta minunată interpretativă a pianului, să învățați din tainele acestui minunat instrument și nu în ultimul rând, dumneavoastră, dragi părinți, pentru faptul că îi susțineți și le sunteți mereu aproape. Pasiunea pentru muzică, dragostea pentru copii, dorința de promovare a talentului interpretativ, munca și dăruirea unei echipe tinere și entuziaste, acestea sunt ingredientele principale ale acestui concurs Magic Piano. Noi, organizatorii, dorim să-i promovăm pe cei mici, pe toți cei care studiază pianul și să le asigurăm un mediu profesionist de dezvoltare. Și pentru că am vorbit de promovare, vă reamintesc că între concursul se transmite live pe site-ul concursului www.magicpiano.ro la secțiunea live. Mai mult de a fi un concurs, Magic Piano este și prilejul de a reîntâlni prieteni dragi, pentru că avem concurenți care ne onorează prezența încă de la prima ediție a acestui concurs, dar și prilejul de a întâlni și prieteni și de a ne face prieteni noi, pe care ni dorim aproape și ne-ar face o deosebită plăcere să vă revedem și în edițiile viitoare. Și pentru că este totuși un concurs, avem și un juriu, din care fac parte colegii mei, Oana Alexandru, profesor de pian la Colegiul Național de Artă din Ripati, și Viorel Rădăcină, profesor de pian, la Școala Gimnazială de Artă, numărul 1, Iosif Sava. Acestea fiind spuse, haideți să începem așadar cea de-a șasea ediție a concursului Magic Piano. Mult succes tuturor! Pentru buna desfășurare a concursului, vă rugăm să vă închideți telefoanele mobile sau să le treceți pe modul silențios. Mulțumim! O să începem așadar cu categoria hobby, la care se vor prezenta doi copii, doi interpreți deosebiți. Primul, de la clasa A5-a, Vlad Saitris Ayan, de la Liceul Francez Ana de Noaie. Și se pregătește Kivu Teodora. Succes! Thank you.
Continuăm cu clasa a șaptea, categoria Hobby, Chivu Teodora, de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești și se pregătește de la categoria Profesional, Grădiniță, Miu Izabela Andreea. Mulțumim, Teodora. Trecem așadar la categoria Profesional și începem cu grupa 1, Grădiniță, și invit în scenă pe Miu Izabela Andreea de la clubul Micul Prinț. Se pregătește de la clasa 1, Dumitrescu Daria. Succes! Thank you.
Mulțumim! Trecem la clasa 1 și o invit în scenă pe Dumitrescu Daria de la Școala Gimnazială de Arte numărul 5 și se pregătește Matei Mihai Alexandru. Continuăm cu Matei Mihai Alexandru de la Colegiul Național de Arte din Ulipati și se pregătește Popa Nectarie. Îl invit în scenă pe Popa Nectarie de la Institutul de Arte și se pregătește de la clasa a doua călărașul Teodor Cristian.
Mulțumim! Trecem așadar la clasa a doua și vom începe cu călărașul Teodor Cristian de la Școala Gimnazială de Arte numărul 5. Se pregătește Costea Alin. Continuăm cu Costea Alin de la Colegiul Național de Muzică George Enescu și se pregătește Miu David Alexandru. Thank you.
David Alexandru de la Colegiul Național de Muzică George Enescu și se pregătește moroșanul Emma Gabriel. Continuăm cu moroșanul Emma Gabriela de la Liceul de Muzică Tudor Ciortea din Brașov și se pregătește Petre Cătălin Andrei. Thank you.
mai departe și le invit în scenă pe Petre Cătălin Andrei de la Colegiul Național de Artă din Lipati și se pregătește Pricop Aron Tone. Îl invit în scenă pe Pricop Aron Tone de la Liceul de Arte Hariclea Darcule din Brăila și se pregătește Selu Vanessa Lucia Ileana. Thank you.
că e în clasa a doua, o să duc Vanessa Lucea Ileana de la Colegiul Național de Artă din Lulipani. Mulțumim. O să ne retragem un pic pentru jurizare și la ora 2 ne revedem în sală pentru festivitatea de premiere. Mulțumim!